Cosmin Gu, profeie neagră pentru Liviu Dragnea, cei care tiu puin aritmetic politic în elei ce PSD este la apus. PSD a intrat în declin, o arată ultimele sondaje, iar în viața politic se fac deja jocuri sublinierei strategii pentru acapararea electoratului pe care partidul a ajuns la comanda lui Liviu Dragnea, sublinierei a camarilei sale îl pierde, este de părere consultantul politic Cosmin Gu, subliniere. Problema este ce nici adversarii politici ai PSD nu stau foarte bine la capitolul strategie, sublinierei personalici. Într-un fel, lecomia sublinierei setea de puterea lui Dragnea au simplificat multe ecuația. Este foarte clar ce PSD, în foarte scurt timp, nu va mai fi forța dominant în politic, pentru ce a devenit un Dragnea. Cei care subliniere tiu ceva aritmetic în politică, subliniere îi dau seama ce a sublinierea se va întâmpla. Practic, Dragnea a deschis o mare competiție pentru electoratul PSD, care nu-l mai prefer pe el, pentru care se vor înscrie mai multe forțe politice interesate să le culeag, nu toate de stânga, pot să fie sublinierei de centru, sublinierei populiste, pot să fie sublinierei naționaliste, e limpede ce pe acel electorat se va bate cineva. Cel care va avea resurse mediatice, resurse de personalici care se vin să culeag simpatia acestui electorat va reuși, sublinierei, crede Cosmin Gu, subliniere, informează realitatea. Oarecum previzibil, însă greu de cuantificat ca sublinierei pe respectiv de succes, fostul lider PSD Victor Ponta pare să fie cel mai interesat de ceea ce pierde partidul din cauza fostului său subaltern Liviu Dragnea. Singurul care pare înscris acum, nu cu subliniere anse foarte mari, deocamdată, este Victor Ponta cu gruparea lui Pro-România. Să vedem cum va evolua sublinierea Ponta, după ce o să termine cu pâra asta reciproc cu Liviu Dragnea. Eu îl înțeleg pe Ponta, se află înaintea unei decizii în justiție, sublinierei dore subliniere te să fie simpatic cu anumite urechi din alt parte, nu neapărat ca să culeagă el electorat. O forc naționalist ar avea de asemenea sublinierea însă de a prelua o parte din acest electorat care l-a perezit deja pe Dragnea, sublinierei ai lui, dar nu o vede pe piac în acest moment, a comentat consultantul politic în emisiunea Realitatea Românească. Pe partea dreptă, imobilismul PNL va face mai mult loc pentru ALDE, care se poate leberca. Gruparea lui Tericianu, chiar dacă nu spune foarte multe, datorită figurii sublinierei mediatizării foarte largi de care beneficiază liderul ei, din postura de presubliniere dinte al Senatului, se va putea extinde pe partea dreaptă. Îndauna PNL, care nu are actor semnificativ, nu convinge prin nimic, nici prin proiecte, nici prin mesaje, punct, nici usă, tocmai pentru ce a dezamăgit atât de profund, nu are trambulin de pe care se sar, adică la USR ar trebui să vin fie un mare om de afaceri, dacă ar exista, dar nu există, un mare om de afaceri dovedit ca fiind pragmatic, din generația tânără, pentru ca se îi poate revigora în calitate de candidat la presubliniere din CIE, fie un intelectual consacrat, tot ca sublinierei candidat la presubliniere din CIE.
Dar, pe lângă faptul ce nu l-au nici pe unul, nici pe celălalt, care se îi tracteze, nu ne putem gândi foarte serios nici la uză. PMP-ul lui Băsescu practic nu există. Pierde teren în fiecare zi, pierde sublinierei parlamentarii în fiecare zi, nici Băsescu nu arată ce are o mare forc de a juca, îl putem ghici pe Robert Turcescu în spate acolo, în subliniere ort, cum se antrenează, eventual, pentru o nouă candidatură din partea PMP, dar este puțin sublinierei nu le poate da portanc. Cosmigu subliniere a analizat sublinierei resorturile ce au dus la degradarea sistemului de valori în rândurile social-democraților. Nu a mai contat expertiza în selectarea cadrelor de partid. În ultimii ani au fost promovate pe criteriul nepot/nepoat, fiind amant. Prieten sublinierea sublinierea mai departe sublinierea nu a mai contat absolut deloc expertiza. Dosarul de cadre, adică cine este acest domn sau această domn subliniere oare pentru ca se putem să le punem secretar de stat sau se putem să le punem director sau candidat. Asta încuma era o chestie serioasă la PSD când eram eu secretar general, 2001 la 2003, fiecare candidatur era analizat, nu exista să vin cineva cu non-subliniere al anca unui acabuzat, liderului PSD Vaslui, sublinierei cu atâta suficient să spun fiul mei subliniere pie Olimp Setereyn, de ce să nu fie numit secretar de stat? Din cauza faptului ce n-a mai contat expertiza, la niciun nivel, ci doar fidelitatea sau complicitățile, s-a stricat treaba sublinierei, s-a stricat mecanismul PSD-ului sublinierei nu mai poate fi reparat, din pecare, pentru ce fiecare organizație județean, mai ales cu numirea presubliniere din cei interimari, oamenii lui Dragnea, este decimat fără niciun rezultat. Acest gest de oameni în subliniere îi permit să fac ceea ce fac pentru ce vede subliniere îi la celelalte partide aceea subliniere îi atitudine, de desconsiderare a valorilor subliniere îi atunci se gândesc noi, cei care desconsiderim valorile suntem cu toții în horea politic, cei care mai țin la valori au plecat, nu-i mai interesează politica. Se las o presaci de cetre noi, asta-i viaca. I uite ce merge. A comentat Cosmin Gu subliniere.